Bună, am revenit și noi la blocul, cum spunem noi, ecofinanciar. Eu am să vorbesc mai puțin și o să dăm mai mult timp pentru vorbitori. Avem cumva sesiunea, va fi dedicat mai mult instrumentelor de atragere economiilor. Într-un fel, descurajăm cumva depozitele bancare, dar sunt alte instrumente care pot fi mai interesante. Cumva economiile în diaspora ar putea fi între 800-900 milioane în plus după acele remitențe. Sunt niște bani care am putea noi cu toții să încercăm să-i câștigăm, să-i atragem în țară. Aș vrea întâi să dau cuvânt domnului ministru, domnul Dumitru Budeanscă, care și-a făcut timp pentru noi. Mulțumim! Bună ziua sau bună seara! Îmi cer scuze pentru întârziere. Eu o să încep incursiunea mea din campania electorală, desigur. Am văzut sate sărace, unde oamenii nu se gândesc la investiții sau la economisiri, unde să-i investească. În schimb, am văzut și localități unde oamenii cu adevărat au nevoie de instrumente unde să utilizeze banii. Ei utilizează excesiv economisirea în imobil. Imobil în Chișinău, imobil în localități rurale. În unele localități rurale, imobil, desigur, nu este cea mai bună soluție pentru a economisi resursele câștigate în țările unde ei astăzi câștigă salariile. Deci este clar că noi avem nevoie de mecanisme credibile prin care mulți ar putea să-și concentreze banii în anumite proiecte, ori în afaceri, ori în alte instrumente financiare prin care să-și poată multiplica veniturile. Iar în același timp, Republica Moldova se poate utiliza aceste resurse. Nu cred că această problemă va fi posibil de rezolvat foarte rapid. Noi o să încercăm acolo unde Ministerul Finanțelor are careva atribuții directe la dezvoltarea acestor mecanisme, să facem cât mai repede posibil ca acești cetățeni, însă și cetățenii din țară, să poată să investească. Un exemplu este valori imobiliare de stat, care eu cred că odată cu lansarea platformei de care domnul Ghilețchi o să povestească în detaliu, cred că va fi un instrument care va fi mai popular, să spunem, va deveni mai popular decât cum el este la ziua de astăzi. O altă chestiune importantă care statul trebuie cumva să se implice este acele acumulări pentru pensii. La noi în fiecare an, de fapt, dar peste o bucată de timp, problema aceasta cu pensiile va deveni și mai acută. Noi trebuie să dăm posibilitatea oamenilor care vor să-și acumuleze resurse pentru pensii, să aibă instrumente credibile și sigure. Chiar dacă noi am avut cadrul legal, sunt și astăzi instrumentele acestea, însă ele, cu părere de rău, nu sunt utilizate la, să zicem așa, o capacitate cât de cât pe care cetățenii Republicii Moldova ar putea să utilizeze. Trebuie sincer să vă spun că nu știu care sunt cauzele de ce acest instrument nu a capătat dezvoltare pe pensiile private. Deocamdată noi nu avem un program de un alt program alternativ pentru alt tip de formă de acumulare. De aia sunt foarte curios să vedem dacă dumneavoastră o să propuneți instrumente prin care cetățenii să poată să-și asigure aceste pensii. Restul instrumentelor de care am văzut din agenda că o să le discutați astăzi,
sunt mai, să spunem așa, probabil mai departe de implicare directă a cetățenilor, dar de asemenea pot contribui la atractivitatea în genere instrumentelor de acumulare și să formeze în piață, să formeze o piață în care să lucreze pe principii competitive, astfel încât să avem dobânzi și marje transparente, credibile. Eu vă doresc succes în dezbatere, eu o să stau și o să ascult care sunt propunerile și soluțiile și după aceea o să vedem care din aceste instrumente o să le putem dezvolta în continuare în mod instituțional. Mersi! Mulțumesc frumos! Probabil că VMS-urile sunt cele mai sigure instrumente în țară și am înțeles pe Eugen Ghilescu să ne spună cumva cum noi, cetățenii de psihotare, am putea să le procurăm direct, pentru acum cumva e mai dificil. Și prezentarea, dacă e posibil, prima prezentare. Mersi! Mulțumesc, Dumitru, stimate domnule ministru, stimată audiență. Eu astăzi am onoarea să prezint un proiect la care lucrăm de ceva timp împreună cu colegii mei din cadrul proiectului Transparența sectorului financiar în Moldova, care este susținut de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare. Platforma aceasta electronică vine de fapt să susțină eforturile Ministerului Finanțelor. Câțiva ani de zile în urmă, Ministerul Finanțelor și-a setat acest obiectiv ca o prioritate, și anume să ofere posibilitatea cetățenilor Republicii Moldova să achiziționeze valori mobiliare de stat în mod direct. Dacă se poate următorul slide, vă rog frumos. Deci, Ministerul Finanțelor dorește să crească popularitatea acestor instrumente în rândul populației și, prin urmare, a inclus acest program în strategia sa și cadrul bugetar pe termen mediu. Astăzi, în Republica Moldova, participarea cetățenilor este la un nivel destul de jos atunci când vorbim despre investiții în valori mobiliare de stat. Următorul slide prezintă faptul că din totalul valorilor mobiliare de stat emise pe piață în Republica Moldova, cetățenii, persoane fizice, dețin o pondere de sub 1%, ceea ce este o sumă foarte mică atât în valoare absolută, cât și atunci când comparăm situația din Republica Moldova împreună cu țările din regiune. Și problemele care pun un obstacol pentru popularizarea acestui instrument sunt foarte multe. Vorbim aici despre o piață de capital slab dezvoltată, vorbim despre o piață fragmentată, vorbim despre un nivel jos de educație financiară și de înțelegerea instrumentelor respective. Și vorbim și despre o altă problemă pe care noi cu colegii noștri încercăm să o soluționăm, și anume lipsa soluțiilor IT de a procura aceste instrumente. Ori astăzi, pentru ca să procuri oricare instrument financiar de tipul valori imobiliare de stat, este nevoie să te deplasezi fizic la filialele băncilor, trebuie să depui cerere, să semnezi contracte. Și lucrurile acestea sunt posibile, desigur, implică un anumit efort, hai să spun așa, dar în special pentru cetățenii care se află în diasporă, practic aceasta înseamnă o deplasare în Republica Moldova, cel puțin. Următorul slide, vă rog. Prin urmare, împreună cu colegii din proiectul FSTA, ne-am propus să creăm o platformă electronică care ar permite cetățenilor să achiziționeze aceste instrumente în mod direct. Ce reprezintă platforma electronică? Este de fapt o interfață web, asemenea unui magazin electronic, unde oamenii se loghează și aleg din instrumentele care sunt disponibile pentru vânzare. Accesul pe platformă, astfel cum l-am conceput noi, va fi oferit cetățenilor Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani, din cauza că această platformă trebuie să se conformeze cu standardele legale în materie de prevenire și combaterea spălării banilor. Va fi nevoie ca utilizatorii de platformă să dețină semnătura mobilă, pentru ca noi să putem, de fapt, să identificăm cine sunt acei oameni care investesc în valorile mobiliare de stat. Și, de asemenea, va fi nevoie ca persoana să aibă totuși un cont local deschis într-o bancă locală. Acest element este important, fiindcă valoarea mobiliară de stat presupune cel puțin două tranzacții. Achiziționarea și apoi recepționarea banilor la scadență. Dacă
pe partea de achiziționare noi am putea să utilizăm cardurile emise de către băncile de peste hotar, atunci la achitarea către la scadență, aceasta fiind făcută în lei, poate să fie făcută doar la un cont deschis într-o bancă locală. Operațiunile care vor putea să fie susținute pe platforme, procurarea valorilor mobiliare de stat fără intermediere, deci Ministerul Finanțelor va plasa spre vânzare valorile mobiliare de stat, cetățeanul își va alege instrumentul care este potrivit după profilul de risc și după perioada de investiție și va achita acest instrument. Pe platformă, de asemenea, vor fi susținute răscumpărările anticipate de aceste instrumente, deci Ministerul Finanțelor va putea să decide să răscumpere anticipat de la oameni instrumentele respective, sau va fi oferită posibilitatea, de asemenea, ca investitorul, la rândul său, să inițieze procedura de vânzare a instrumentului înainte de scadență. Câteva operațiuni auxiliare care, de asemenea, vor fi susținute de platformă, informarea investitorilor, oricare investiție în un instrument financiar presupune acapararea unor cunoștințe din domeniu, deci platforma va furniza conținut educativ pentru oameni ca să poată să le explice atât riscurile cât și implicațiile investiției. Platforma va oferi posibilitatea să fie generate rapoarte care oamenii pot să le folosească în diferite scenarii și în timp, aceasta va oferi posibilitatea Ministerului Finanțelor să emită instrumente tematice. De ceva timp deja s-a discutat în Republica Moldova despre diaspora bonds, despre savings bonds, chiar și în contextul acelor sisteme de pensii private. Deci Ministerul Finanțelor va putea să creeze instrumente specifice care să targeteze un anumit segment al populației. Deci, acestea fiind spuse, noi acum suntem în proces de definitivare a conceptului și îl vom propune spre discuții largi în următoarele câteva luni și în speranța că vom reuși împreună cu Ministerul Finanțelor să materializăm acest plan. Sperăm că fiecare cetățean al Republicii Moldova va putea să investească în valori mobiliare de stat în mod direct. Acestea fiind spuse, mulțumesc mult pentru invitația de a participa astăzi. Vreau doar să fac o mențiune, nu știu, n-am discutat protocolar dacă este posibil să facă acest lucru. Noi, de fapt, căutăm să ne extindem echipa pentru a implementa platforma respectivă, deci dacă sunt în audiență persoane care au și cunoștințele și dorința să se implice, rog să mă contactați sau direct sau prin intermediul lui Dumitru. Vă mulțumesc! Mersi frumos, Eugen. Următorul instrument este ceva mai deosebit, o premieră pentru Republica Moldova. O să avem practic 3 persoane care se vor, sau chiar 4 care se vor focusa pe acest instrument, dar care merită într-adevăr să fie discutat, fiind o premieră. Pe Adrian îl invit să ne spună ceva despre obligațiuni municipale și apoi mergem mai tehnic. Mulțumesc mult, stimați domnule ministru, stimați colegi. În primul rând vreau să accentuez importanța aceste prezentări lui Eugen referitor la această platformă. Noi, chiar când Eugen era la expert grup, îmi amintesc că am lansat un document de politici cu recomandări clare pentru a populariza VMS-urile în rândul populației, pentru că aceasta va, bine, implică multe beneficii, dar și pentru buget este foarte avantajos, deoarece crește, se creează condiții pentru a scădea și dobânda pentru VMS-uri și, practic, statul se poate împrumuta la dobânzi mai bune, mai atractive. Și este acel instrument care e acel win-win. Toți câștigă, și investitorii cu o dobândă destul de bună, la risc redus, și pentru stat, evident, este un avantaj. Un alt instrument, la fel de bun, cum sunt și valorile mobiliare de stat, pe care am reușit cu succes să-l implementăm foarte recent cu echipa Expert Group, sunt obligațiunile municipale. O mică introducere. În general, eu cred că unul din rolurile principale ale societății civile este identificarea celor oportunități care nu sunt explorate sau nu au fost explorate până acum și oferirea soluțiilor concrete pentru a valorifica acele oportunități. În Republica Moldova există o oportunitate care nu a fost valorificată plenar până acum. Pe de o parte, noi avem o abundență de lichidități. În țară sunt bani și în diasporă, dar nu sunt acele instrumente sau intermedierea financiară este destul de rudimentară.
care ar permite canalizarea celor bani în dezvoltarea statului sau de dezvoltarea locală, regională. Atât platforma care a fost prezentată de Eugen, cât și aceste obligațiuni municipale sunt acele instrumente care facilitează canalizarea celor resurse care nu sunt valorificate de către stat în proiecte de dezvoltare. Și noi vorbim despre obligațiuni municipale care facilitează accesul autorităților publice locale la bani, la împrumuturi pentru investiții capitale, împrumuturi în condiții mai avantajoase decât creditul bancar, pentru că dobânda este mai mică, iar pentru investitori este o altă oportunitate pentru a-și diversifica economisirile și să investească în instrumente cu risc redus și la dobândă chiar mai atractivă decât alte instrumente de economisire care sunt pe piață. Noi am reușit cu succes să lansăm obligațiunile municipale emise de Sângera și Ceadăr Lungă. Chiar săptămâna trecută s-a închis emisia. Deci noi, practic, în prima săptămână de la anunțarea ofertei publice, am planificat 4 săptămâni, dar în prima săptămână a trebuit să închidem subscrierea, deoarece am acumulat toate sumele necesare pentru ambele localități, ceea ce este cu siguranță un succes care s-a datorat atât echipei, cât și intermediarul financiar cu care am lucrat cu Victoria Bank pentru aceste emisii. Și eu în continuare voi prezenta care este esența acestui instrument, deoarece urmează să facem o altă emisie mult mai substanțială și respectiv mai interesantă pentru investitori. Este vorba de emisia de obligațiuni municipale pentru municipiul Chișinău, despre care vom vorbi curând, care va fi intermediată de către Moldova Green Bank. Și cred că este important pentru potențiali investitori să afle care sunt particularitățile acestui instrument. Noi am pregătit un ghid al investitorului care este disponibil pe pagina web al Expert Group. Eu pe scurt îl voi prezenta. Da, deci vorbim despre obligațiuni municipale, care este un termen generic. Acestea sunt valori mobiliare emise de orașe sau raioane. Ele sunt emise de obicei pentru a finanța proiecte capitale, proiecte infrastructurale, sau pentru a refinanța precedentele credite luate, la fel pentru proiecte infrastructurale. Deci ce trebuie să știm? Principalele elemente, deci sunt instrumente financiare foarte sigure, deoarece sunt parcurg, emisia este un proces foarte, foarte complex și aceasta permite trecerea multor filtre care asigură până la urmă securitatea și siguranța acestei investiții. Deci este vorba de, în primul rând, obținerea vizului de la Ministerul Finanțelor, pentru că sunt anumite norme prudențiale. Deci nu pot primările așa din propria inițiativă să emită oricât doresc. Sunt anumite plafoane, sunt anumite rigori și Ministerul Finanțelor foarte atent evaluează riscul acestor emisiuni. Deci dacă se obține avizul pozitiv al Ministerului Finanțelor, aceasta înseamnă că emisia de aceste obligațiuni este una cu un risc, este una sigură, să spunem așa. Și acest lucru este foarte important pentru investitori, să înțeleagă că Ministerul Finanțelor își pune semnătura pe această emisie. Emisia sau detaliile acestei emisii, dobânda, maturitatea, proiectul în care urmează să fie investit, sunt descrise într-un prospect. Și acel prospect este probabil principalul instrument, este chiar principalul instrument pe care investitorul trebuie să-l analizeze înainte de a face această investiție. Și acest prospect este în mod minuțios analizat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, deci este un alt filtru. Și după ce acest prospect se înregistrează la CNPF, poate fi anunțat emisia. Și pot investi toți
atât persoane fizice, cât persoane juridice, rezidenți, nerezidenți, locali, străini. Deci, practic, nu sunt restricții pentru investitori. Evident, se verifică anumite, deci, sursa banilor, evident, să nu fie anumite, e vorba de anumite cerințe de bază care permit verificarea integrității investitorului, dar în esență este un instrument disponibil tuturor. Și obligațiunile se înregistrează la depozitarul central unic, care este un alt element foarte important care asigură siguranța acestei investiții. Dobânzile pentru aceste obligațiuni municipale, deci în cazul Sângera și cea de lungă, au fost de circa 6,5%. Deci pentru cea de lungă a fost 6,6, Dumitru, dacă nu greșesc, 6,6, și pentru Sângera a fost de 6,4 și apoi 6,5. Deci este o dobândă foarte atractivă, pentru că riscul este destul de redus și comparativ cu, de exemplu, depozitele bancare, unde dobânda este de 4,5% pentru 3 ani maturitate, totuși este o dobândă destul de interesantă. Față de VMS-uri, la fel, este o dobândă mai înaltă cu circa 0,5-1 punct procentual, ceea ce, la fel, vreau să atrag atenția că este un element atractiv pentru investiție. Deci, cum urmează să investiți în obligațiunile municipale? Deci, sunt 9 pași pe care i-am descris în ghid. Dar, de fapt, probabil Moldova Grand Bank se va focusa mai mult pe partea asta. Da, procesul este destul de simplu. Practic, trebuie să vă informați, în primul rând, din prospect, apoi mergeți la bancă și la bancă o să obțineți toată informația. Eu cred că m-am referit suficient, da, și acum cred că o să ofer cuvânt colegilor de la bancă și de la primărie pentru a oferi mai multe detalii despre emisia planificată. Vreau pe final să accentuez că pe lângă dobândă, pe lângă elementul de siguranță, este foarte important și proiectul pentru care urmează să fie utilizați acești bani, ori proiectul trebuie să fie important pentru dezvoltarea localității, pentru a contribui la extinderea bazei impozabile, astfel ca localitatea ulterior să poată să ramburseze acest împrumut. Vă mulțumesc. Da, domnul ministru. O mică remarcă. Domnul Pușor aici a menționat despre faptul că Ministerul Finanțelor monitorizează îndatorarea autorităților publice locale. Eu doar țin să menționez că Ministerul Finanțelor nu garantează aceste chestiuni, ce este o mică diferență. Mersi. Este adevărat. Eu personal am investit în obligațiunile cea de lungă și de-abia aștept obligațiunea primăriei Chișinău și se dau cuvânt domnului Vladimir Mitru. Ne spune despre proiect, ceea ce a menționat Adrian foarte mult, cât este important proiectul. Vă rog să ne spuneți care este proiectul care plăniți să-l finanțați. Bună ziua, domnul ministru, bună ziua, Dumitru. Mersi colegilor de la Biroul Relații cu Diaspora pentru acest eveniment. Salut toată lumea din diaspora. Pentru mine cuvântul diaspora mi-este foarte drag sufletului, fiindcă în 2002 sora a plecat, în 2004 mama a plecat. Așa că cu cuvântul diaspora, acum 18 ani de când îl am la mine în cap. Din cauza asta, cu mare plăcere am acceptat să particip la acest dialog. Despre obligațiunile municipale care primăria și le-a propus ca scop să le emită. Conform legislației în vigoare, emiterea de obligațiuni expres trebuie să aibă loc în urma unui obiect definitivat, ca investitorul să cunoască unde vor fi valorificați banii și autoritatea emitentă este obligată anume în acest obiect să investească. Practic, noi ca primărie ne-am pus ca scop modernizarea transportului public, fiindcă municipalitatea
ultimii 15-20 de ani a fost foarte dependentă de maxi taxe în oraș, care din cauza unui, să spunem, tarif jos care nu a fost ajustat din anul 2006 la maxi taxe, ele au început a dispărea din domeniul de activitate ca transport în municipiul Chișinău, care într-adevăr municipalitatea s-a trezit că din 2009 încoace, când erau 2000 de unități de maxi taxi în oraș, astăzi mai activează doar 300 și ceva. În fine, maxi taxile, dacă vorbim de 10 ani în urmă, transportau în jur de 500.000 de călătorii zilnic, care astăzi această presiune a venit transportului public. Având în vedere că și transport public nu prea s-a dezvoltat ultimii ani în municipiul Chișinău, lumea a început să folosească mașinile proprii, ceea ce ajungem la lipsă de locuri de parcare, care tot este un disconfort pentru cetățeni. Din cauza asta, ca scop de modernizare a transportului rulant în municipiul Chișinău, am avansat foarte puternic. De acum noi, ca primărie, am achiziționat un număr impunător de transport, de 62 de unități de troleibuse și 158 de unități de autobuze care vor fi livrate până la sfârșitul acestui an. Și am startat procedura de a emite anume obligațiuni municipale în valoare de 65 de milioane de lei, care vor fi pentru procurarea transportului public și anume troleibuse. Pentru ca să facem față capacității, solicitării, cererii care este astăzi de către locuitori, ca să putem presta un serviciu atât calitativ pentru oameni și pentru, oricum, un transport modern în municipiu, arată și cât este de modernă, cât este dezvoltat orașul, dar având o capitală dezvoltată, putem să vorbim că dă o imagine și în exterior pentru dezvoltarea țării. În privința emiterii de obligațiuni municipale, într-adevăr, riscurile sunt minore, fiindcă conform legii cu privire la finanțe publice locale, legea 397, articolul 16, noi ne spune că deservirea împrumutului au ca prioritate față de alte obligațiuni financiare care le are administrația publică locală. Adică, având un grad de îndatorare care suntem limitați ca administrație publică locală să ne credităm, orice plată care va fi pentru obligațiuni, ea va fi prioritară în ziua achitării acestei obligațiuni. Din cauza asta, riscurile, într-adevăr, sunt minore. Investitorii trebuie să fie în siguranță la 100% că primăria își va îndeplini obligațiunile de răscumpărare acestor obligațiuni la termenul, când va veni termenul. Și sperăm, fiindcă foarte multă lume din diaspora, dacă ne uităm la depozitele la termen cu dobândă în Republica Moldova, practic aproape ajungem la 87% care sunt a persoanelor fizice. Să vorbim real, salariul mediu în economie în Republica Moldova, oamenii care activează, nu prea cred că foarte multă lume are depozite bancare. Cred că mai mult depozitele bancare la persoane fizice au într-adevăr oameni care activează în afara țării, care într-adevăr cumva vor să-și multiplice banii care i-au muncit acolo, și sperăm că obligațiunile municipale vor fi foarte interesate pentru ei din punct de vedere la dobândă. Nu vrem să concurăm cu valorile imobiliare de stat sau cu creditele, cu depozitele bancare, dar sperăm că prin aportul persoanelor care cândva au plecat din oraș și care știind că investiția lor în obligațiuni va fi valorificată în transport sau în alte proiecte, care orice investiție care o face municipalitatea sau statul, indiferent, vorbesc de administrație publică, o face doar pentru aceea de a majora calitatea sau a presta o calitate sau un serviciu mai bun pentru locuitorii, pentru cetățeni și pentru oaspeți. Mulțumesc frumos. Probabil proiectul avem cumva, Adrian și Eugen ne-a spus că sunt oportunități nevalorificate și negarantate de către Ministerul Finanțelor, dar acum ajungem la Dumitru Bactan de la Moldova Growing Bank, tot să ne spună cum procurăm, care sunt condițiile și cred că atât ce mai mult ne-ar interesa. Mulțumesc, Dumitru. Bună ziua la toți participanți. Eu prezint deodată Moldova Grain Bank, care este intermediar în procesul cu primăria privind emiterea obligațiunilor municipale. Deci, acum noi suntem în proces de obținere a vizelor Ministerului Finanțelor și am vrut să spun că obținerea acestui viz, deci verificarea
capacității primăriei a respecta cerințele financiare privind angajamente în baza acestui obligațiuni municipale, vorbește mult de siguranța acestor obligațiuni. În cadrul negocierilor cu primăria privind intermedierea emiterii acestor obligațiuni, au fost stabilite unele condiții, deci aceste obligațiuni în valoarea totală de 65 de milioane de lei va fi emise cu maturitate pentru 7 ani de zile, dar ținând cont că e rata dobânzii care va fi stabilită, va fi flotantă, considerăm că ele va fi foarte atractive pentru populație și deci va fi tranzacționate inclusiv și pe piața secundară. Deci acela care va subscrie, deci la subscriere va procura aceste obligațiuni, oricum o să aibă posibilitatea în caz de necesitate să le valorifice, să le vândă pe piața secundară. Cât se referă la rata dobânzii, noi suntem încă în definiarea procesului, prospectului emisiei, dar după negocierile, deci rata dobânzii va fi plătită cuponul semianual, ca rata dobânzii va fi luată ca cu ei va fi flotantă, indici de referință va fi rata medie pentru hârtie de valoare de stat pentru ultimele 6 luni, dar hârtie de valoare de stat până la un an de zile. Deci, aproximativ, astăzi va fi la nivel de 6,5-6,6% anuale. Și ținând cont că va fi posibil de tranzacționat pe piața secundară, considerăm că ele va fi foarte atractive. Cât se referă la posibilitatea de participare la prospectul de emisie, deci la subscriere. Noi planificăm după toate procedurile, deci de avizare procesului la CNPF, la Ministerul Finanțelor, noi să ieșim undeva în lună, cred că octombrie-noiembrie la subscriere. Deci perioada de subscriere va fi până la 30 de zile. Deci regulă primul venit, primul servit. Trebuie să respectăm, așa au fost condițiile stabilite. Deci valoarea unei hârtii va fi la 1000 de lei, să aibă posibilitate să atragă cât mai mult populație la procurarea acestor hârtii de obligațiuni. Unica impediment care există anume pentru reprezentanța diasporii, pentru a participa la subscriere, că sunt cerințe legislative referitor la identificarea persoanelor care participă la subscriere. În cazul dat, trebuie să fie ori semnătură digitală, să dispune de semnătură digitală înregistrată la AGP sau a doua variantă, reprezentantul local în baza procurii care permite încheierea astfel din tranzacții. La moment asta înțeleg că este un impediment, dar sunt cerințe care trebuie să fie respectate. Nu cred că ele vor fi modificate în viitor, că asta e regulă pe piață. Pe scurt, de prospectul ăsta, practic asta e. Dar eu unica ce am vrut încă să mai adaug, că și Moldova Agrarian Bank, deci tot sistemul bancar, este interesat în dezvoltarea piețe de capital. Și evident, noi considerăm și salutăm această emisiune de obligațiuni, care este un instrument nou pe piața de capital și considerăm că asta e primul pas și asta apar și alte obligațiuni corporative, mai ales cu suportul expert grup, cred că asta tot e posibil. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Noi ieri am avut cumva promisiunea de la doamna prim-ministră Gavriliță, domnul viceprim-ministru Iuri Țărcanu și domnul viceprim-ministru Nic Popescu, semnături digitale să fie în țările noastre de reședință prin oficii consulare foarte curând. Probabil că o să fie o soluție. Acum, cumva toate investițiile au început ori în depozite, ori în apartamente. Sigur că nu este ideal, dar există și o altă formă de investiții, cumva că există credit ipotecar destinat și migrantilor, ceea ce este o mică inovație pe care putea face o combinație între cash și bani împrumutați de la bancă. Am să invit pe doamna Daniela Rotaru să ne prezinte despre credit ipotecarul anume dedicat migranților. Mulțumesc! Bună ziua la toți! Îmi pare bine să vă prezint astăzi o informație pe scurt despre creditele ipotecare anume oferit de către MAIB. Dați următorul slide, vă rog. Deci, luând în considerație datele statistice care au fost colectate pentru ultimii ani pe Republica Moldova, vedem că piața imobiliară, vânzări, cumpărări, este în continuă creștere, ceea ce denotă că sunt oportunități financiare.
Luând în considerație că acasă pentru toți este ceva sfânt, ceva drag, cea mai bună investiție este investiția într-un bun imobil. Cea mai bună investiție este investiția în a-ți crea propriul cuib, propria casă, unde poți mereu să te întorci cu căldură și cu bunăvoință. De ce anume Moldova Growing Bank? De ce creditele noastre? Prima și cel mai mare avantaj al nostru este că noi putem fi 3 în 1. Deci putem fi și bancă, și agent, și broker. Deci vă putem ajuta să găsiți apartamentul, vă putem ajuta să beneficiați de credit și vă putem ajuta să facem tranzacția cap-coadă, inclusiv înregistrarea documentelor la ASP, deci inclusiv ultima etapă finală. Ceea ce vă scutește de careva taxe suplimentare pentru broker și agent. Nu facem diferență dintre persoanele care activează în țară și care au un loc de muncă peste hotare. Pentru persoanele care sunt în țară sunt dobânzi de la 8-8,5%, pentru migranți, persoanele cu lucruri de peste hotare, la fel sunt 8,5%. Adică diferență nu este. Fie că lucrezi în țară, fie că lucrezi în țară, peste hotare poți să beneficiezi de un credit cu aceleași condiții. Nu solicităm fideiusor cu venituri sau proprietate, ceea ce este destul de bine. Adică poți să beneficiezi de un credit de sine stătător cu veniturile de peste hotare, deci cu contract de muncă, payslip-uri sau extras de cont. Ceea ce este un beneficiu, pentru că o mare parte de persoane care se solicită ca fideiusor, ca persoană garant, refuză, luând în considerație multe experiențe negative a cunoștințelor sau altor rude anterioare. Suntem transparenți, deci suplimentar la aceste 8 sau 8,5% nu este niciun comision. Nu este comision pentru achitare anticipată, nu este comision pentru eliberarea banilor, nu este comision pentru administrarea acestui cont de credit. Deci unica dobândă care o vedeți e cea indicată în contractul de bază. Rog. Oferim asistență pentru înregistrarea actelor de proprietate la ASP. Acest punct este finisarea operațiunii de credit. Deci noi nu eliberăm banii până când dumneavoastră nu deveniți proprietar acestui apartament. Dar înregistrarea actelor la ASP acum este un punct mai dureros pentru toți, din motiv că loc liber sau pentru o programare eventuală găsești la urgență, găsești peste o lună sau o lună și. Din acest motiv, acum avem un flux nou prin care se încheie un contract de mandat între bancă și persoana care beneficiază de credit. Ulterior, noi mergem și înregistrăm personal actele la ASP. În aceeași zi de încheiere a tranzacției la notar, noi vă eliberăm banii. Deci finisăm tranzacția practic într-o zi, două maxim. Finanțăm până la 100% din costul propriu. Deci ceea ce, iarăși, nu vă diferențează că lucrați în țară sau peste hotare. Sau pentru persoanele care lucrează aici, sunt aceleași condiții că finanțăm până la 100%, sau cu persoanele de peste hotare, exact aceeași situație. Deci, dacă este de dorit să fie angajat apartamentul sau casa care se procură din contul creditului, dar suplimentar la aceasta putem să mai luăm încă un gaj în caz că dumneavoastră nu aveți absolut nimic sursă proprie, sau putem să luăm în gaj altceva, deci ceva care deja dețineți în proprietate. Vârsta maximă la finalul creditului este de până la 70 de ani și perioada maximă de creditare până la 30 de ani, ceea ce vă permite să aveți o sumă mai mare cu o rată mai mică și un salariu mai mic oficial. Acceptăm maxim 70% din salariul dumneavoastră și o vechime în muncă de minim 3 luni, ceea ce alte bănci comerciale nu au. Deci, la moment, perioada minimă de lucru peste hotare la anumite bănci ar trebui să fie de 6 sau 12 luni. Noi acceptăm cu 3 luni salariul oficial conform contractului de muncă. 70% salariul trebuie să fie nu mai mic de 500 de euro pentru a beneficia de un credit ipotecar. Deci este o sumă relativ mică pentru venituri de peste hotare. Astea au fost puse cum aim drumul pe casa ta este un pic mai simplu, un pic mai scurt și un pic mai comod. Mulțumesc! Mulțumesc! Probabil că în diaspora majoritatea au deja credite ipotecare, cred că știm ce înseamnă asta. Și acum ne mutăm la asigurări de viață. La fel am asigurare de viață și vrem să vedem că tot e o formă oarecare de atragere
economiilor noastre, fiindcă îi depărtizează de un risc. Vă rog frumos, doamna Malcoș, să ne spuneți despre instrument. Da, bună ziua! Mă numesc Veronica Malcoș, sunt președintele Comitetului de Conducere Gravei Carat, companie austriacă cu experiență de peste 195 de ani în asigurări. De fapt, aș dori în general să abordez, vreau să salut pe toți care sunt și online, pe cei prezenți, ne-am salutat, fiindcă în general asigurările este un concept, este un concept foarte cunoscut în țările dezvoltate. Noi fiind într-o piață emergentă, specifică, da, deci populația mai puțin se asigură. Deci o să abordez în prezentarea mea ce înseamnă o asigurare, care sunt beneficiile. De vreme ce nu am, am putea trece la următorul slide. Aș începe cu un citat de sa lui Winston Churchill, care spune că dacă ar fi după mine, aș scrie cuvântul asigurare pe ușa fiecărei case și pe fruntea fiecărui om, pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor, care le-ar putea distruge pentru totdeauna. Abia atunci aș putea fi mulțumit, căci asigurarea protejează familia în cazul iubirii unei nenorociri și a unor pagube ireparabile. Următorul slide. De ce este o asigurare? Este un instrument de protecție împotriva riscurilor și accidentelor nedorite care pot periclita bunurile, integritatea corporală, viața și ca urmare a foarte multor riscuri, incendii, inundații, accidente rutiere, furturi, diverse boli. Următorul slide. De ce am avea nevoie de o asigurare? Fiindcă niciodată nu știm ce se poate întâmpla. Beneficiezi de resurse financiare care să te ajute în cazul unor întâmplări neprevăzute. Da? În cazul unui accident, atunci compania îți păgubește întreg tratamentul sau în cazul, Doamne ferește, decesului sau în cazul în care a loc o inundație sau un incendiu. Ajută la limitarea pierderilor financiare atunci când se produce un accident. Și, desigur, este și un instrument prin care poți avea grijă de afacerea ta și de angajații săi, fiind luând asigurări de sănătate facultative sau asigurându-ți riscurile financiare și așa mai departe. Următorul slide. În general, asigurările se clasifică în life, non-life și toți știm chestia asta, deci asigurările de viață și non-viață. Din cele de non-viață, non-life, sunt cartea verde, foarte lung discutat în Republica Moldova, care este o asigurare de termen scurt, RCA, CASCO, sunt asigurările de bunuri și locuință, asigurări de sănătate, asigurări de accidente. În general, mi este foarte greu să fac o prezentare despre asigurări prin prisma doar instrumentul de financiar, fiindcă este un subiect foarte complex, puțin dezvoltat în Republica Moldova, dar cu foarte mare potențial. Și respectiv am făcut niște clasificări așa mai rudimentare. Următorul slide. Ca comparație, dacă în țările UE, deci cetățenii cheltuie undeva 2140 de euro pe asigurări, în Republica Moldova doar circa 400 de lei. Deja și în România observăm un trend crescător de 133 de lei. Gradul de penetrare în produsul intern brut, vedem care este diferența. Dar din punct de vedere a consumatorilor, care este ar fi fost și a autorităților, este că acești 1.000-2.140 de euro sunt în mare parte formați din asigurările facultative, cele de viață, care sunt parte din pilonul 2 și 3 de pensii, cele de property, de bunuri, și nici de cum de doar cele care sunt obligatorii. Următorul slide. Aș vrea să fac și un intro, apropo, dacă nu am, știți, este destul de dificil dacă nu pot să conduc slide-urile eu singură, deci despre asigurările chiar și de bunuri. Știți, noi am vorbit foarte mult despre investițiile în imobiliare, acum, prin prisma instrumentelor financiare. Dar având o practică deja de 15 ani, observăm că foarte mulți conaționali cumpără și chiar noi, da, se cumpără, se investesc în real estate, în imobile. Fac reparații și
uită sau nu cunosc, să fac o asigurare și atunci are loc ori un incendiu, ori un furt, ori o scurgere de apă din conducte, fie de la, din greșeală sau fie că vecinii îți inundează apartamentul și te trezești cu niște cheltuieli foarte mari. Sau cum știm că în fiecare an are loc grindină, furtună, bine, sunt și situații de calamități mai grave, cum ar fi fost cu tremure. Și, sincer, noi fiind și pe partea de despăgubiri, ne bucurăm foarte mult atunci când clienții, avem foarte mulți clienți care se asigură în fiecare an și sunt bucuroși că atunci când li s-a stricat acoperișul sau, Doamne ferește, s-a întâmplat, mai ales acum în pandemie, am avut un număr record de adresări la capitolul de asigurări de bunuri, anume din cauza că stăteau mai mult oamenii acasă, erau mai neatenți la ceea ce ține de scurgerea apei din conducte sau copiii de multe ori uitau. Dar gradul de penetrare și iarăși nivelul de ține de nivelul de educație financiară, de nivelul de încredere, este totuși unul scăzut și sperăm că la fel, deci cu ajutorul autorităților se vor sesiza pentru a impulsiona acest tip de asigurare. Dacă să revin la asigurarea de viață, care este o asigurare long term, de pe termen lung. Sunt două, deci cele generale, în mare parte, sunt cele pe termen scurt. Deci o asigurare de viață sunt de foarte multe tipuri, dar în principiu el este parte, componentă a pilonului 2 și 3 de pensii. Sper că în Republica Moldova se va începe, se va aproba o politică socială de reformă a sistemului de pensii, de trecere de la sistemul pay as you go, pilonul 1, la pilonul 2 și 3. Pentru asta sunt necesari foarte mulți factori care nu țin de companiile de asigurări. Dar dacă să ne referim la asigurări de viață, sunt asigurări de deces, asigurări cu componenta investițională, asigurări în caz că ne îmbolnăvim cu o boală gravă, asigurare pentru copii, că atunci deci, ne bucurăm foarte mult că tot mai mulți moldoveni și asigură viața copiilor cu scopul ca la maturitate să poată să cu suma asigurată să achită studiile sau să fie un ajutor, un suport copiilor. Următorul slide. Cum și-am spus, asigurările de viață pot să fie strict, care acoperă doar riscul, ori, în mare parte, ele acoperă și riscul de accident, deces, îmbolnăvire cu o boală gravă și componenta investițională, adică în caz de expirare, se achită întreaga sumă asigurată și participarea la profit. Cum și-am mai menționat, este o formă ideală de a oferi copiilor o sumă care se acoperă costurile generale de învățământ superior și este o variantă fiabilă pentru suplimentarea veniturilor la pensie. Cum și-am mai spus, aș dori să mă opresc puțin. În general, asigurările de viață sunt o formă cea mai complexă, una dintre cele mai complexe din asigurări. Fiind pe termen lung, există și clauza de indexare. Probabil că mulți ar întreba că ok, produsul este în lei, dar este pe termen lung. În cazul Grave Group și în cazul orice companii serioase care au un istoric în spate de asigurări, nu fac indexările directorul general sau contabilul șef. Deci în cadrul Grave Group este un grup de experți care analizează toți indicatorii macroeconomici specifici fiecare țări, au întâlnire deci cu parteneri internaționali și respectiv ghidează unde să fie plasate rezervele clienților sau care sunt indexările pe care trebuie să le facem la primele de asigurare, în așa mod ca la expirarea contractului de asigurare, puterea de cumpărare să rămână aceeași ca și la încheierea contractului de reasigurare. La fel, ținând cont că este un contract pe termen lung, o asigurare de viață trebuie să fie și flexibilă. Adică dacă pe parcursul duratei contractuale clientul nu are banii necesari de a-și achita prima de asigurare, atunci poate să fie stopată, se face recalculul sumei asigurate și protecția continuă, este posibil de reactivat cu plata primilor ulterioare, cu continuitatea primilor. Ideea este că
Un contract de asigurare de viață trebuie să fie flexibil și să fie întâmpinarea clienților. Noi ne bucurăm foarte mult că din 2014 am început să plătim primele expirări. Ne pare rău că suntem unici în piață, am dorit să vină și colegii din alte țări, din Austria, din România, concurenții noștri, dar sunt factori care au probabil contribuit de ce nu avem și alți jucători profesioniști în piață. În orice caz, cum și-am spus, ne bucurăm foarte mult că deja din 2014 plătim primele expirări, deci noi contribuim la pilonul 2 și 3 de pensii facultative. Dacă am fi vorbit despre siguranță, următorul slide, cum și-am spus, deci în general companiile pe asigurări de viață este un fapt bine cunoscut, este unul dintre principalii piloni de dezvoltare a statului, fiindcă având asigurări pe termen lung, companiile investesc. Și, de exemplu, în cadrul Grave Group, noi investim, banii clienților, în primul rând, sunt investiți strict în Republica Moldova, conform legislației în vigoare. Am făcut așa o chestie foarte așa rudimentară, cam unde au loc investițiile, în ce domenii au loc investițiile Grave Carat în Republica Moldova. Ele sunt ghidate de către Grave Imobilien în cazul investiției imobiliare, de către KG Security dacă vorbim despre investiții de alte tipuri financiare. Și ca să vă înțelegeți ca impact, noi deja avem în valori imobiliare de stat investite 1 miliard de lei și ponderea Grave în datorie internă este de circa 3%, iar din total volume emise de către Republica Moldova, ponderea noastră este de 5%. De aia și companiile care prestează servicii în asigurări pe termen lung, deci ele și impulsionează dezvoltarea statului. Poate ar trebui să menționez care e diferența într-un depozit, că mi-am notat această întrebare. Probabil dacă fără diferență cu depozit, dar dacă putem să finisăm cumva. Următorul slide. Deci, Grave Group este prezent în 13 țări. Este a fost fondată în 1828 și avem următorul slide. Avem Republica Moldova, asta este biroul Grave Carat, avem peste 30 de filiale, 200 de angajați și la moment de față suntem unicii care prestează și asigurări de viață și asigurări generale, casco, bunuri, asigurări de călătorii peste hotare și ne bucurăm că împlinim 17 ani deja de când suntem în piață. Vă mulțumesc! Siguran că asigurările de viață sunt importante, deci în Marea Britanie este obligatoriu să o iai când ai un credit ipotecar. Ce și mi se pare logic. Eu am să merg acum foarte rapid la Tudor să ne zică despre crowdlending, e un alt instrument și după aia o să avem 3 întrebări specifice la domnul ministru, la domnul Lupșor și domnul Baxan și atunci încheiem sesiunea. Tudor, te rog. Mulțumesc, Dumitru. Salutare, colegi, salutare, domnule ministru. Mă bucur și eu să mă alătur aceste discuții interesante. Am pregătit o scurtă prezentare la care am să dau acum share. Deci, Fagura.com este o platformă de crowdfunding. Noi deja suntem de 2 ani și ceva în piață. Așteptăm cu mare nerăbdare să fie aprobată și legea cu privire la crowdfunding, care cu siguranță va impulsiona dezvoltarea acestui sector, acestui domeniu. Și totodată va fi un instrument util pe care atât diaspora cât și cetățenii din Republica Moldova îl vor putea utiliza ca să-și crească veniturile sale personale. În mare, eu cred că cei care sunt în cadrul discuției noastre cunosc despre ceea ce facem noi, respectiv nu aș vrea să stau să mă repet încă o dată pe aceleași lucruri care deja le cunoașteți despre Fagura, respectiv am făcut această prezentare cu o idee nouă pe care noi acum o pregătim, o tatonăm și ne dorim să o lansăm. De asta am strec direct pe acest subiect. Deci, noi în acest moment la Fagura avem intermediere investițiilor în împrumuturile persoanelor fizice, respectiv investitorii noștri au un profit mediu anual istoric între 10 și 17%.
Totodată pregătim în aproximativ o jumătate de an, deci la începutul anului viitor vom lansa posibilitatea pentru startup-uri și IMM-uri să acceseze finanțare prin intermediul Fagura, ceea ce va însemna că printr-o modalitate foarte simplă, 100% online, vor putea să depună această cerere în 10-15 minute, noi o trecem prin modulul nostru de scoring, iar ulterior investitorii vor putea să investească și să obțină această profitabilitate de 10-15%. Totodată, cu toții cunoaștem că atunci când vorbim de startup-uri, de întreprinderi mici și mijlocii, ne dorim cu toții să oferim acestui segment din economie dobânzi cât mai scăzute pentru ca să aibă posibilitatea să-și dezvolte afacerea, să nu valoarea adăugată să rămână la ei, dar să nu meargă către dobânzi la credite. Respectiv, vom tatona un instrument de acordare sau de intermediere a unor investiții în împrumuturi în care startup-urile și IMM-urile ar urma să obțină finanțare cu dobândă zero. Și pe scurt, cum va funcționa el? Deci modelul standard despre care am vorbit un pic mai devreme, în care, iată, dacă vorbim aici punctual, o cerere de împrumut de 1.600 de euro și dacă în spate sunt mai mulți investitori care fiecare dintre ei investesc sume mai mici de bani, respectiv se acumulează această sumă de bani de la acest crowd, de la un număr mare de persoane, fiind un instrument de finanțare participativă, după ce se adună, se acumulează suma necesară de bani, se semnează contractul de împrumut, startup-ul își primește banii. Ulterior, la achitarea acestui împrumut înapoi către investitori, startup-ul ar urma să achite exact suma pe care a încasat-o. Deci va întoarce principalul acelui împrumut pe care l-a obținut, iar partea de dobândă, ca să fie un instrument interesant și pentru investitori, în instrumentul care spuneam că îl tatonăm, o luăm în calcul, partea de dobândă ar urma să fie compensat de careva parteneri de dezvoltare cu care noi acum discutăm să implementăm acest program. Deci, inițial va fi un program de test. Noi ne dorim să lansăm un program de test, să vedem cum asta va funcționa. În model standard, cu creditare, cu anumite dobândă, lucrul ăsta va funcționa. Noi deja l-am testat de 2 ani și ceva, știm că lucrează. Dar vom încerca și un astfel de instrument în care, practic, tot ce e implicat în acest joc ar avea de câștigat. Startup-urile ar obține finanțare cu dobândă zero, investitorii și-ar investi banii, iar recupera înapoi, inclusiv cu anumite dobândă, care ar urma să fie compensată de anumiți parteneri de dezvoltare. Ca să fie mai clar ce ar însemna asta la nivel de un potențial impact, deci noi am încercat să facem o anumită estimare. Cum ar arăta situația dacă estimăm anumite investiții? Da? Deci calculele pe care noi le-am făcut în spate ne arată că pentru fiecare euro investit din partea unui donator ar însemna aproximativ 7 euro investiții de către investitorii noștri în aceste împrumuturi ale startup-urilor și IMM-urilor din Republica Moldova. Aceste calcule sunt făcute cu estimarea de o dobândă de aproximativ 10% anual pentru investitori. Totodată, noi vom avea discuții în perioada următoare și cu investitorii, în cazul în care investitorii vor fi de acord să targeteze o dobândă chiar ușor scăzută sub 10%, vom vedea, iarăși, dacă vor fi de acord, aceste dobândi fiind totuși un euro. În acest caz, practic, impactul ar putea să fie de 1 la 10 sau de 1 la 11, 1 la 12, respectiv ar însemna o sumă mai mare de bani investită de către investitori la fiecare euro care ar compensa partea de dobândă. Ne mijlocit, dacă vorbim în anumite cifre, în cazul unei investiții de 1 milion de euro ar însemna alte 7 milioane de euro investite de către investitori în aceste împrumuturi, care ar însemna la o valoare medie de aproximativ 4.000 de euro, dacă am zis că ar fi un credit mediu pentru un IMM, ar însemna aproximativ 1.750 de companii să beneficieze de acest program de test. Iată, orientativ în câteva cuvinte programul pe care noi îl luăm în calcul. Sigur că asta nu exclude nici de cum faptul că platforma se va lansa cu creditarea standardă, cu dobândă, ca investitorii să-și primească dobânda direct de la IMM-uri, așa cum avem acum și la persoane fizice, însă în cazul în care nu va reuși acest instrument, cu dobândă zero pentru IMM-uri s-ar putea să fie o modalitate nouă în care să ajutăm mai mult și să oferim mai multă valoare adăugată și pentru acele companii mici și mijlocii care sunt aici acasă, Republica Moldova, și au nevoie de această finanțare cu mai puțină birocrație și în condiții financiare mai atrăgătoare. Ca să, poate unii dintre colegi, eventual dacă nu cunosc cine suntem noi și ce facem, deci spuneam că suntem aproximativ de 2 ani și ceva deja în piață, deci avem peste 20.000 de conturi de utilizatori create în platformă,
care au însemnat în total aproximativ 700 și ceva de împrumuturi acordate, în aceste împrumuturi investind alții 400 și ceva de investitori, dintre care 100 și ceva sunt chiar din diasporă. Deci astea sunt cifrele pe cei ce avem noi astăzi la zi. Totodată o parte din acești investitori de pe platformă, unii dintre ei, spuneam că sunt chiar din diasporă, au devenit chiar și coproprietari ai platformei noastre într-o rundă de investiții pe care noi am implementat-o recent. Practic, la finele lunii mai, runda a fost încheiată și, practic, zilele astea noi am depus actele la Registrul Comerțului din Estonia ca să fie înregistrate deja aceste modificări. A fost un pic un proces mai lung pe partea de acte între cei din Marea Britanie, Estonia, Moldova, ca să pregătim și să închidem această rundă. Lucrul ăsta e posibil având în spate o echipă destul de bună de colegi atât pe zona financiară, IT, respectiv putem să gestionăm acest proiect, să fie ok, respectiv marea noastră așteptare, așa cum ziceam și de la început, inclusiv către domnul ministru, către colegii dumnealui din guvern, este că acea lege cu privire la crowdfunding care urma să fie aprobată în decembrie anul trecut, să ajungem în final să devină o realitate în Republica Moldova și ca inclusiv prin aceste instrumente de crowdfunding, investiții alternative, cei din diaspora să-și poată multiplica banii, iar cei de acasă, persoanele fizice și companiile, să poată avea acces la finanțare simplu în condiții ok. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Tudor. Cu mare plăcere anunț că sunt și investitori, și coproprietari la Fagora, așa cu mare plăcere recomand. Super. Dacă... trei întrebări foarte rapid. Domnul ministru, în mandatul care îl aveți, nu vă impun să recomandați un instrument, dar care ar fi prioritatea, credeți, în următorii ani? Ați menționat ceva de pensii private, poate aveți, nu știu, VMS-uri pentru populație, care credeți că ar fi o prioritate? Din punctul meu de vedere, straniu poate vă răsuna, dar face impresia că crowdfunding-ul este o chestiune care ar ajuta aceea ce nouă ne lipsește cel mai mult, sectorul, să facem o dinamică mai bună în sectorul real. Dacă acest instrument ar fi legat și cu asistența de dezvoltare afacerilor, eu cred că acest parteneriat și această idee ar putea să fie de mare succes. Mulțumesc. Adrian sau Dumitru Pântea, ați menționat cumva oportunități nevalorificate. Vă referiți la alte instrumente sau vă referiți la ce ar mai lipsi? Obligațiuni de altfel sau poate mai mult primării să emită sau la ce v-ați referit mai mult? Tu sau Dumitru, alegeți, na, vă rog. Cu siguranță noi planificăm să susținem și alte primării să emită obligațiuni municipale, deoarece suntem la un început de cale, primăriile sunt în mare necesitate de investiții capitale. Pe de altă parte, avem și un nivel scăzut de îndatorare a primăriilor, o bună parte din primării deloc nu au datorii, deci avem acest potențial de îndatorare pentru primării. Pe de altă parte, avem, cum am menționat, lichidități care pot fi direcționate prin intermediul obligațiilor municipale în proiecte concrete de dezvoltare locală. Proiecte concrete, de exemplu, în cazul Ceadăr Lungă e vorba de drumuri, în cazul Sângeră e vorba de apeduct, deci chiar proiecte de care beneficiază direct cetățenii. Eu aș vrea să mai adaug aici că pentru a facilita dezvoltarea acestui instrument în baza experienței altor țări, și aici o spun pur obiectiv, fără a promova în mod pertinitor cumva acest instrument, pentru că vorbesc de numele unui centru analitic independent și nu avem cumva interes privat în promovarea acestui, dar analizând și experiența României și experiența, de fapt, tuturor țărilor din regiune, trebuie să existe facilități fiscale pentru a permite dezvoltarea acestui instrument. La moment se aplică impozit pe venit de 12%, introdus anul trecut fără o careva motivație și cred că nu este potrivit menținerea acestui tratament fiscal. Deci până permitem dezvoltarea acestui instrument, la moment noi impozităm aerul, nu impozităm nimic absolut. Este pur și simplu o barieră pentru a dezvolta acest instrument mai departe. Și aici cred că este un potențial de dezvoltare acestui instrument și apropo este valabil și pentru pensiile
private sau pilonul 2 și 3, pentru că eu am avut, de fapt, tangență directă cu dezvoltarea primului fond de pensii private în 2008, îmi amintesc acest lucru, când, da, când încercam să promovăm un tratament fiscal preferențial pentru acele contribuții de pensii private, pentru că la moment aceste contribuții se tratează ca cumva beneficii în folosul angajaților și se aplică toate aceste și contribuții sociale și medicale și impozitul pe venit, tot se calculează din aceste contribuții și nu există nicio motivație pentru dezvoltarea acestui instrument și iarăși este acel caz când guvernul impozitează aerul, pentru că iarăși analizând și experiența altor țări din regiune, peste tot există un tratament preferențial, aceste contribuții sunt, beneficiază de deductibilitate fiscală. Și, de fapt, acest lucru este principala barieră pentru dezvoltarea acestui instrument. Deci, aici cred că aș încheia. Sunt instrumente cu un potențial foarte vast de dezvoltare, dar cred că avem nevoie de o viziune din partea statului pentru a crea premize pentru dezvoltarea acestor instrumente. Mersi. Și domnul Baxan, foarte rapid, sunteți un pionier pe partea obligațiilor municipale, alături de Victoria Bank, sigur, obligațiuni corporative, dacă le plănuiți sau nu, ar fi tot o formă de investiții și listarea la bursă, dacă ar fi cândva, tot ar fi o investiție de atragere banilor noștri de pe hotare. Eu sper că în perioada următoare pot să apară și obligațiuni corporative. Evident că e deja pentru emiterea obligațiunilor corporative, ci mult depinde de emitent. Siguranța emitentului, capacitatea financiară de achitare. Dar dacă va fi dorință de entități economice care sunt în țară, evident că banca este dispusă să analizeze și procesul de aderare poate fi pus la cale fără probleme. Dar, în primul rând, asta este, trebuie să fie inițiativă emitentului. Și despre listare, tot e posibil cândva în 2 ani să devenim coproprietari? Sau... Dacă va fi emitent, asta face fie și peste jumătate de an. Nu e problemă. Principală e dorință. Astăzi, totuși, procesul de obținere a creditelor este cu mult mai simplu decât emiterea obligațiunilor. Dar sperăm că va fi și asta. Mulțumesc. Eu sper că în sesiunea asta am cumva moderat fricile unora de a investi în Moldova. Sunt instrumente care mai riscante, mai puțin riscante, dar și randamentele sunt cu siguranță la toate sunt mai bune decât în Europa. Așa, n-am decât să vă invit să citiți, mai contactați alți colegi și încercați să procurați unele dintre aceste instrumente. Facem o pauză de 3 minute și revenim cu următoarea sesiune dedicată proceselor economice. Mersi!